Umorul, dar și mândria de a fi oltean, cu toate tradițiile acestei zone, au fost ingredientele cheie ale celui mai îndrăgit eveniment, Oltenii și restul lumii. Vama a revenit în acest an la podul Olt, acolo unde primarul Slatinei Emil Moț, alături de ceilalți reprezentanți ai autorităților județene și de mai mulți parlamentari, au fost întâmpinați în mod tradițional cu pâine și sare. Grupurile minoritare venite din toate colțurile țării au primit apoi câte un pașaport de oltean, fiind un moment simbolic al apartenenței la cel mai mare eveniment cultural al toamnei. Bună, domnilor! Ungarii! La Vidin stau și eu la doamne! Bine ați venit la noi, pașaportele noastre de olteni! Pentru dumneavoastră, sunteți binevenite oricând! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Doamna este de la Calafat, care a venit cu plăcintă cu praz și cu plăcintă cu pește. Plăcintă cu pește și praz, plăcintă cu brânză și praz, plăcintă cu bacon și praz, plăcintă cu morcov și eu le mănânc pe toate, domnul președinte, nu mănâncă brânză. Și nici pește. Dar aia cu bacon și praz e chiar oltenească. Cea cu pește și praz e tot oltenească, că oltenii erau sărași și prindeau pește, îl puneau pe plită, sara în gură. În același ton a fost întâmpinat și actorul Eugen Cristea, desemnat în acest an personalitatea festivalului. Pentru prima dată, pașaportul de oltean. Ăsta n-are termen de valabilitate. E pe viață. Și aici punem mecla. O face Gogu, neapoi. Bine ați venit. Bine ați venit. Au. Așa se face. Așa se face. Conform tradiției. Conform tradiției. Și șoferii care tranzitau zona podului Olt au trăit entuziasmul și euforia festivalului. Plin de viață și umor, actorul Naia Alexandru a oprit toate mașinile din trafic pentru a le acorda câte un pașaport de oltean, dar și câte o masă oltenească pe cinste cu pastramă, mămăligă, praz și zaibăr. Deja sunt oltean prin adopție. Eu vând pașaport. Dacă îl pierdeți, vă mai dau. Vedeți tigaia? Nu, tigaia este pentru altceva. Pentru că nimeni nu mai poate intra acum în Oltenia fără să aibă pașaport. Va trebui să dăm pașapoarte celor care trec pe aici. Perfect. Poliția! Poliția! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Un pașaport oltenesc pentru dumneavoastră! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult mult! Uitați, mulțumesc. Aici avem praz, o bucată de carne, mămăligă și zaibărul nostru tradițional! Mulțumesc tare mult! Și mi le dați cu toate! Pe toate, pe toate vi le dăm! Mulțumesc. Uite, ca să vadă oamenii că ești un mare mâncător de praz! Ia! Așa! Mare mâncător de praz! Bravo! Foarte interesantă! Un lucru bun, distractiv, și cu toții mergem de seară la petrecere. V-ați fi așteptat că veți fi să oprite? Nu, nici pe de cum. Festivalul Oltenii și restul lumii se va muta timp de 3 zile în Parcul Tineretului, acolo unde vor fi organizate mai multe reprezentații ale obiceiurilor oltenești, standuri cu mâncare tradițională, dar și concerte, cele mai sonore nume fiind Lora, Elena Gheorghe, Formația Azur și Andra.